Rămânem la același subiect, scrutinul de ieri, și discutăm în continuare cu expertul IPRE, Mihai Mogâldea, care este în legătură directă cu noi. Domnule Mogâldea, bună ziua! Dacă ne auziți. Bună ziua! Domnule Mogâldea, după rezultatele preliminare, vedem că Ion Ceban câștigă un nou mandat din primul tur la Chișinău. PAS ia cele mai multe voturi pentru consiliile raionale, totodată Mișcarea Alternativă Națională va avea, după repartizarea voturilor, cele mai multe mandate în Consiliul Municipal Chișinău. Cum comentați aceste rezultate? Într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, practic rezultatele acestor alegeri ne prezintă o situație destul de interesantă, pentru că la nivelul consiliilor raionale și municipale asistăm la o creștere a scorului obținut de către Partidul Acțiune și Solidaritate față de cel înregistrat acum 4 ani. Dacă ne uităm strict pe cifre, atunci vedem că față de anul 2019, când am avut o coaliție formată din PAS și PPDA, blocul acum, la nivelul consiliilor raionale și municipale, aceste două formațiuni au adunat împreună circa 290-295 de mandate, iar acum doar Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 357. Deci este o creștere la acest capitol. Asta înseamnă că mai mulți oameni din raioanele țării și-au dat votul pentru PAS pe dimensiunea consiliilor raionale și municipale. Mai mulți oameni din localități au decis ca votul politic, atenție, să fie îndreptat către Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru că la nivelul consiliilor vorbim de un vot politic. În același timp, când vine vorba despre municipiul Chișinău, municipiul Bălți, dar și în general când vine vorba de majoritatea orașelor din țară, asistăm la un scor destul de prost obținut de către Partidul Acțiune și Solidaritate pe fondul creșterii scorului altor formațiuni. Așa cum ați menționat, avem Mișcarea Alternativa Națională a primarului Ion Ceban, care apare pentru prima dată ca un concurent electoral solid, un potențial partid care ar putea să ajungă în viitorul Parlament și care, iată, obține un al doilea mandat în Chișinău cu un scor bun pe alocuri neașteptate către unii, pentru că exista senzația că am putea asista la turul 2, și pe fondul unei campanii slabe la nivelul Chișinăului a Partidului Acțiune și Solidaritate, vedem că primarul Ion Ceban își consolidează poziția și va avea de data aceasta și o echipă în Consiliul Municipal care îl va ajuta să își îndeplinească prioritățile stabilite și promisiunile comunicate cetățenilor, care sper eu să fie îndeplinite. Dacă facem o radiografiere a rezultatelor preliminare, vedem că în nordul țării, tradițional, cele mai multe voturi au mers către Partidul Socialiștilor, în centru și sudul Republicii, către Republicii Moldova, către PAS, iar la sud, socialiștii obțin victorii doar la Taraclia și Basarabeasca. Cărori factori se datorează această selectivitate? În primul rând, trebuie să menționăm faptul că în raioanele din autonomia găgăuză, Comrat, Cea Dărlungă, Taraclia și Vulcănești, nu am avut candidați din partea partidelor de dreapta pro-europene, și asta este o problemă, pentru că degeaba ne tot plângem că există o mare doză de euroscepticism, o mare sau o reacție poate negativă la adresa Uniunii Europene în regiunea dată, dacă nici măcar nu avem capacitatea să propunem niște candidați care împărtășesc valorile pro-europene în acea regiune. Deci ăsta la fel este un insucces în mare parte a partidului de guvernare, pentru că ei au și resurse, au și finanțare de la bugetul de stat care le-ar permite să organizeze o campanie electorală decentă în regiunea găgăuză, chiar dacă rezultatele nu ar fi pe măsura așteptărilor. Dacă acest partid nu poate înainta niciun candidat pentru aceste 4 orașe, atunci chiar este o problemă din punctul meu de vedere. În al doilea rând, așa cum ați spus, rămâne această
această separare sau, dacă doriți, împărțirea țării pe culori politice. Nordul rămâne fidel partidelor de stânga, în speță socialiștilor, și probabil acolo ar fi obținut destul de multe mandate și reprezentanții partidului Șansă, care au fost scoși din curtea electorală. Pentru mine nu este o surpriză faptul că în unele orașe, precum este Cahul, Strășeni, Leova, precum este Iedineț, de exemplu, am asistat la scoruri destul de bune obținute de actualii primari în funcție, și asta ne vorbește despre faptul că oamenii până la urmă aleg candidatul care inspiră cea mai multă încredere și care, în virtutea funcției pe care au avut-o, în virtutea mandatului său de primar, a reușit să realizeze anumite lucruri pentru comunitate. Deci votul geopolitic la nivelul acestor orașe nu este vizibil, mai degrabă se votează candidatul, se votează persoana, se votează omul care a reușit să îndeplinească anumite priorități și totodată să comunice eficient cu cetățenii, pentru că asta la fel este o problemă. Și încă o întrebare. Ce impact, în opinia dumneavoastră, au avut modificările legislației electorale pe ultima sută de metri? Poate fi înțeles contextul în care s-au luat aceste decizii, dar totuși, cum au influențat acest scrutin? Aderea reprezentanților Partidului Șansă și a candidaților Partidului Șansă din aceste alegeri a avut, după mine, un impact pozitiv în sensul consolidării democrației electorale din țara noastră. Dincolo de asta, totuși, în unele orașe, și aici în mod special o să mă refer la Bălți și la Orhei, au existat și există în continuare niște clone ai partidelor susținute de Ilan Șor, așa numiți candidați independenți, care la fel primesc finanțare de la Ilan Șor și sunt sprijiniți de către acesta, care au rămas în cursa electorală și au ajuns chiar în turul 2 la Bălți, iar la Orhei au câștigat chiar din primul tur. Deci oamenii aceștia sunt în continuare prezenți în circuitul electoral. Prin excluderea Partidului Șansă nu a fost rezolvată problema gravă a corupției electorale, pentru că Ilan Șor a avut mai multe planuri de rezervă. Și este interesant de urmărit dacă va exista o decizie privind excluderea candidaților acestui partid înainte de turul 2, pentru că s-au asistat mai multe nereguli la Bălți. Despre acest lucru a vorbit ieri inclusiv șeful Inspectoratului General de Poliție. Și rămâne de văzut ce decizie vor lua organele electorale pe marginea acestei probleme. Trebuie să se pronunțe Consiliul Electoral de circumscripție Bălți la propunerea, mai degrabă, sau la îndemnul Comisiei Electorale Centrale de a analiza problemele, deficiențele, ilegalitățile comise de către acești concurenți electorali susținuți de Ilan Șor în aceste orașe. Per total, putem spune că decizia de vineri a limitat impactul unui rezultat pur și simplu dezastruos pentru ceea ce numim noi, până la urmă, democrație, alegeri în Republica Moldova, prin limitarea poate a corupției și a impactului acestei corupții asupra democrației noastre. Într-adevăr, din păcate, Ilan Șor și toată echipa din jurul său, tot acest grup criminal organizat, s-a reorientat către alți candidați, și lecția acestor alegeri pentru autoritățile noastre trebuie să fie următoarea. Trebuie să lucrăm sistematic pentru a lupta împotriva corupției electorale, împotriva finanțării ilegale a partidelor, și să demonstrăm că avem niște organe care totuși pot să-și îndeplinească misiunea într-un alt mod decât au făcut-o până la aceste alegeri. Domnule Mogâldă, vă mulțumesc tare mult pentru aceste comentarii. Să aveți o zi liniștită. Mulțumesc și eu.